genul programului Talk Show. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Punctul PI. Astăzi, în studioul Hunedoara TV, președintele social-democraților din județul Hunedoara, deputatul Laurențiu Nistor. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă salut cu deosebit respect pe dumneavoastră și pe cei care la ora actuală ne urmăresc la această emisiune. Și vreau să vă spun la început că vreau și chiar sunt sincer. Vin cu plăcere la invitația noastră, fiindcă am constatat de multe ori că puține televiziuni de presă, nu mai vorbesc, sunt care sunt obiective, prezintă exact situația așa cum este și nu se lasă înduplecați, să zic așa, sau nu se lasă, mai greu să spun alt cuvânt, manevrați de alte forțe politice, de alți politicieni, că fă-l așa pe ăsta, fă-l din coace. Aveți tot respectul meu și îmi place ori de câte ori mă invitați să vin la dumneavoastră la emisiune. Mă bucur să aud acest lucru. Sigur, într-un moment prielnic în care Partidul Social Democrat și-a reconfirmat conducerea la nivelul județului Hunedoara, vom vorbi despre conferința care a avut loc la Hunedoara, conferință care s-a bucurat de prezența stafului de conducere al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, Zgonea, oamenii importanți în peisajul social democraților. Aș începe printr-o întrebare pe care probabil sunt mulți cei care v-ar adresa-o. De ce un singur candidat, nici măcar de dragul spectacolului nu ați făcut să fie altfel? Conducerea a fost reconfirmată practic la toate nivelurile, și la tineret, și organizația de femei și-a reconfirmat președintele, iar organizația județeană practic nu a avut de ales. Sigur, răspunsul ar putea fi și evaziv, care să nu priceapă nimeni din ele, răspunsul poate să fie și unul în care eu să le explic de ce. Pot să vă spun un lucru care mulți colegi s-au băzat. Conferința noastră nu trebuia să aibă loc anul acesta. Conferința noastră trebuia să aibă loc la sfârșitul lui 2016, chiar 2017, fiindcă eu acum 2 ani am fost aleși. Pe 4 ani de zile este mandatul unui președinte de județ, dar întrucât s-a hotărât la nivel de țară, s-a hotărât să facă un congres, fiindcă președintele, așa cum știți cum toții, președintele Victor Ponta s-a retras și a dat demisia din funcția de președinte al partidului, fiind ales președinte interimar domnul Liviu Dragnea, și cred că a fost bine că tot comitetul executiv a hotărât că în toamna acestui an, fie octombrie, noiembrie, se vehiculează poate chiar octombrie, să se facă un congres. În acel moment în care s-a hotărât să se facă un congres pentru a alege și a da puteri legitime noii conduceri a partidului, era normal și am hotărât cu toții să facem acest lucru de sus, de jos în sus. Și mă refer de la alegerile de la organizațiile locale, teritoriale, comune, orașe, municipii, care de fapt aveau timpul chiar anul acesta, expirat cei 2 ani, fiindcă la organizațiile locale, la orașe, municipii, comune, se face din 2 în 2 ani, numai la nivel de județ se face din 4 ani și la congres din 4 în 4 ani. Și atunci am hotărât că e bine să facem și conferințele județene la în acest interval, și cred eu că în cei 2 ani în care am fost cu, nu de unul singur am condus partidul, în cei 2 ani care am fost ales, foarte mulți dintre colegii mei și-au dat seama că toate problemele care ne-au stat în față au fost rezolvate, și v-aș putea spune că tot ce ne-am propus, am câștigat. Și lângă chiar cu 2012, am câștigat 25 de primari, am câștigat 185 de consilieri,
un lucru foarte important. Venim cu alegerile europarlamentare, care am câștigat cel mai bun scor dintre toate partidele politice și nu numai, culminând și cu alegerile parlamentare, unde de asemenea au luat un scor foarte bun pe care ne l-am și propus. De fapt, pot spune că organizația județeană a Partidului Social Democrat este singura din Ardeal și Banat care la toate alegerile din 2012 s-a plasat pe primul loc ca organizație politică în județ, în județele respective. Inclusiv noi la alegerile europarlamentare, acolo unde am candidat cu USL-ul, am demonstrat că am fost motorul acelei organizații, acelei acțiuni și vă spun apropo de aceasta, parcă și acum vă spun că regret că s-a rupt USL-ul, fiindcă o forță politică de nivelul USL-ului nu cred că se va mai naște în România și o forță politică care să atragă 76% din votul electoratului este foarte mult. Este păcat cei care au rupt-o și au dat seama dar târziu că nu este bine nici pentru ei, nici pentru țară, dar revenim la noi. Iar la alegerile parlamentare, iarăși de asemenea, am avut un rezultat foarte bun. Am câștigat 4 parlamentari, un lucru foarte bun. Și la alegerile prezidențiale, care au fost ultimele alegeri prezidențiale, la primul tur de scrutin, premierul Victor Ponta a câștigat detașat față de contracandidatul său, Klaus Iohannis, actualul președinte al României. În turul 2, sigur, a fost mai strâns scorul, dar organizația județeană a reușit și de asemenea și în turul 2 victoria, fiind, repet, fiind singura organizație județeană care a câștigat și în turul 2 președinția, adică voturile pentru președintele Victor Ponta. În asemenea situație, cred că toți colegii au analizat și deși la un birou executiv, eu personal le-am rugat, domnule, care doriți să vă depuneți candidatura, hai să vă depuneți, este democrație, nu mă deranjează că candidează unul, două persoane, n-a dorit niciunul. Asta nu este chiar pentru mine, nu e o bucurie că n-a dorit nimeni să candideze. Nu mi-era teamă și dacă se înscriau, fiindcă am depus tot efortul pentru ca împreună cu echipa pe care am avut-o să facem tot ceea ce ni s-a pus în fața noastră ca sarcină de partid și nu numai modul meu de a lucru, cred că ea a făcut cel mai mult pe oameni să mă respecte și pe colegii mei, fiindcă nicio decizie n-am luat-o de unul singur, totdeauna m-am consultat cu biroul permanent județean și biroul a fost de acord cu ideea asta. Chiar de multe ori am întâlnit la un loc toți președinții de partid, 69 de președinți de organizație am strâns la un loc și le solicitam punctul lor de vedere. Lucrul de maniera asta cred că a cântărit mult în a nu se mai înscrie alt candidat. Așadar, acesta este principalul argument, rezultatele bune pe care Partidul Social Democrat le-a avut din punct de vedere politic, pentru că din punct de vedere administrativ, sigur, există probleme. Complexul energetic Hunedoara este o entitate care a derapat și nu puține sunt vocile care arată cu degetul pe bună dreptate înspre Partidul Social Democrat, fiind și aici însă falii de putere, fiind și aici grupuri de interese. Spuneți-mi, dacă Victor Ponta ar fi rămas în fruntea Partidului Social Democrat, v-ați fi bazat pe același sprijin de la centru? S-au făcut speculații că Laurențiu Nistor ar fi mai apropiat de Liviu Dragnea decât de Victor Ponta. Da, sigur, aveți dreptate. S-au făcut. Dacă mergeam odată și mă invita Liviu Dragnea la Teleorman, de ce s-a dus Laurențiu la Liviu Dragnea? Dacă mă întâlneam cu Victor Ponta, de ce s-a întâlnit cu Victor Ponta, că este de partea lui Victor Ponta, dar eu am considerat că Victor Ponta este președintele partidului, Liviu Dragnea este președinte executiv și am avut o relație normală cu ambii președinți, președintele și președintele executiv.
niciodată n-am fost pe o parte mai mult sau pe cealaltă parte mai puțin. Sigur că speculațiile pe care unii le făceau le-am auzit și eu, dar pot să vă spun că nu sunt adevărate. Iar la întrebarea dumneavoastră, vă repet, chiar dacă Victor Ponta rămânea președinte, cred că de același sprijin mă bucuram și că era Victor Ponta și că este Liviu Dragnea. Faptul în sine că la conferința noastră de la Hunedoara, și cred că este în ultimii 15 ani de zile, nu a fost un staff atât de mare la conferința județeană, m-a venit Liviu Dragnea, președintele partidului. A venit Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților. A venit europarlamentara Dăncilă Viorica, președinta Organizației Naționale de Femei. A venit europarlamentara Claudia Țapardel, iarăși o forță în politica românească. A venit doamna colega al noastră deputat, doamna deputat Doina Pană, fost ministru al mediului, care știți că dacă îi datorăm ei ceva, îi datorăm codul silvic. Și multe, multe alte personalități pe care n-aș vrea să pierdem timpul, dar, vă repet, numărul mare de oameni de la centru care au venit la Hunedoara la conferință, eu îl consider ca un respect față de organizația județeană și ca și încredere pe care ne-o acordă nouă organizație județene și nu personalul Unistor, organizație județene. Fiindcă rezultatele pe care organizația județeană le-a făcut, a demonstrat și a creat respectul de la centru, care cred că este un respect pe care îl merităm și este binevenit. Înțeleg că îl veți susține pe Liviu Dragnea. Deocamdată Liviu Dragnea nu și-a exprimat, trebuie să o spun foarte sincer, nu și-a exprimat, deși eu am convingerea că vă candida. Dar în același timp, deocamdată, nu văd alte persoane sau nu s-a anunțat altă persoană mai credibilă la ora actuală decât Liviu Dragnea. Nu știu ce va fi până la cea de urmă, dar sunt convins că experiența lui Liviu Dragnea este o experiență foarte bună în a conduce partidul, în problemele organizatorice, mai ales organizatorice ale partidului, și de ce nu are o experiență vastă în administrația publică. Un om care a lucrat președinte al Consiliului Județean. Sigur, cu rezultate destul de șterse ca și președinte al Consiliului Județean, fiind un județ din România. Cel mai sărace. A rămas, sigur, în sărăcie. Trebuie să o recunoaștem că este un județ dintre județele sărace, dar experiența lui administrativă a fost și președintele Consiliilor Județene, aleșilor președinților Consiliilor Județene, a fost prefect și nu în ultimul rând a fost ministru dezvoltării, care a demonstrat că într-adevăr cunoaște administrația și nevoile administrației. Vreau să vă spun că este pentru prima dată de după 90 încoace când ministrul dezvoltării a venit în fața Ministerului Dezvoltării și în fața Guvernului cu o nouă metodă de a împărți bugetul la administrația publică. Proastă, cel puțin, județul Hunedoara. Nu proastă, dați-mi voie să vă spun aici de dat și nu ca să intru în contradicție cu dumneavoastră. Dacă o luăm pe unele căi proaste, dar pune, este pentru prima dată când comune din județul Hunedoara și nu numai, care n-aveau buget nici măcar să aprindă iluminatul public pe stradă, acum a spus, aveți minim 15 miliarde vechi fiecare comună să aveți. Dar există și cealaltă extremă, există comune, li s-au luat bani și care nu își mai pot... Domnul Ionuț, aveți dreptate, dar vin și vă... Și orașe. Aveți dreptate, dar vin și vă completez. Știu problema și aveți dreptate. Am ridicat această problemă în cadrul grupului, la ședința noastră de grup a PSD-ului și sincer vă spun că am spus-o foarte clar. Greșeala pe care a făcut-o ministrul finanțelor, Vâlcov, care a fost un ministru de talie europeană a finanțelor. Păcat că a avut problemele care le-a avut, dar o capacitate profesională extraordinară. Cam puțin miniștri de finanță au demonstrat capacitatea profesională a lui Vâlcov. În afară de alte probleme pe care trecem peste ele și nu vreau să le dezbat acum. Și le-am spus în față că ce greșeală au făcut. Greșeala pe care au făcut, fiindcă formula aplicată și faptul în sine că s-a dat la toate comunele să aibă un buget, este foarte bine.
Dar greșeala pe care s-a făcut și au recunoscut-o, ei au luat an de referință anul 2013, un singur an de referință au luat, 2013, și luând un singur an de referință în calcul la împărțirea bugetului 2013, a ieșit la unele în așa fel încât au venit pe minus. De ce? Fiindcă în 2013, trebuie să, telespectatorii și noi toți trebuie să, să ne dăm seama, dar în special telespectatorii trebuie să înțeleagă treaba asta, în 2013, multe din primăriile și județul Hunedoara și alte județe au primit o sumă foarte importantă de bani și de la Consiliul Județean și de la anumite întreprinderi, societăți comerciale care se aflau pe raza lor. De exemplu, vă dau Băița de la mine din comună, din colegiu. Primarul de la Băița a rămas 70% din buget tăiat. Vă dați seama cu 30% din buget cum să funcționez. Seara cum mai vinea să-și dea demisia. N-am putut sta cu mâna în buzunare și să nu-i spun ministrul, să nu-i spun primul ministru ce a făcut. Și-au dat seama că dacă s-au luat 2 ani ca bază de referință 2013 și 2014, se făcea media pe celor 2 ani și se calcula pe formulă, nu se întâmpla asta. Dar, după ce s-a văzut că, într-adevăr, la nivelul județului Hunedoara am avut vreo 17 sau 19 localități care au pierdut și au pierdut sume foarte importante. De exemplu, v-am dat Băița, care a pierdut 70% din buget. A venit Ministerul Finanțelor și primul ministru a spus așa: la prima rectificare din luna iulie din buget, toate localitățile, toate primăriile de comună, orașe și municipii, li se va da ce au pierdut. Lucru pe care s-a întâmplat. Lucru pe care s-a întâmplat, dar lucru pe care nici măcar opoziția nu-l credea. Opoziția dădea tare și în sus că ne-am bătut joc de administrația publică, că nu se vor da bani. Au existat și în județul Hunedoara localități cu mari probleme, Băcia, da, Petrila, da, de exemplu. Sigur, și exact toate localitățile din județul Hunedoara, de exemplu municipiul Hunedoara, a avut 45 de miliarde de lei vechi, pierdere la buget, și iar în luna iulie i s-a dat 50 de miliarde, deci s-a dat în plus. La toate localitățile le-a revenit bugetul așa cum au avut, cel puțin cum l-au avut anul trecut. Lucru îmbucurător și mai mult. Și pe lângă acestea, fiecăruia dintre primării, care trebuie să facem o precizare foarte clară, care au avut programe de accesare fonduri europene și programe de rurale, fie pe drumuri, fie pe canalizare, fie pe apă, fie pe școli, a venit guvernul și le-a dat bani, le-a sprijinit prin ordonanța 28, le-a dat bani și au primit bani pentru să continue activitatea. Un lucru pe care iară zic că este bun, pe care l-a făcut guvernul, faptul în sine că n-a mai dat bani anul acesta să înființăm noi investiții. Fiindcă sunt mii de investiții în România începute de zeci de ani de zile și neterminate. Și guvernul a spus o dată, hai să stop, terminăm ce este început și pe parcurs cum terminăm, când ajungem la 70% terminarea celor care au fost începute, când le-am terminat, dăm drumul la alte investiții noi și este un lucru foarte bun. Că altfel mai începeam încă câteva mii de investiții și nu le terminăm. Sigur, asta este una dintre marile probleme și vulnerabilități. Guvernul condus de Victor Ponta a stopat multe proiecte. Chiar și în județul Hunedoara există proiectele în turism din Valea Jiului care au fost înghețate. Pe de altă parte, sigur, s-au stimulat și este foarte bine că s-a întâmplat așa. Pensiile oamenilor au mai revenit după șocul numit Emil Boc, categorii profesionale, profesorii, medicii, sunt lucruri importante, însă pe de altă parte nu prea s-a lucrat în România în ultimii ani. Tocmai de aceea aș vrea, aveți dreptate în ce a spus, și tocmai de aceea aș vrea să fac câteva precizări foarte clare în care să înțeleagă și cei care ne ascultă, că dumneavoastră sunt convins că pot să iau lecții de la dumneavoastră în multe probleme. Economia României la ora actuală este în creștere constantă de 4 ani încoace. Iar rezultatele statistice preliminare pentru anul care a trecut arată o creștere pentru România în semestrul 2015 de 3,7%, ceea ce ne duce pe locul 2 în Europa după Cehia. Este un lucru extraordinar.
Dar dincolo de aceste date statistice pe care pot să vi le prezint, este cel mai important măsurile pe care guvernul le-a luat în beneficiu oamenilor. Și v-aș spune câteva. Ați pomenit dumneavoastră reîntregirea salariilor. Este un lucru extraordinar. Timp de 10 ani de zile, guvernările Boc au tăiat în continuu. Iată că Ponta, guvernul Ponta, a ajuns să aducă la zi tot ce s-a tăiat. Reîntregirea salariilor. Revenirea la contul de 85% din salariul la contul indemnizației pentru creșterea copiilor. Este un lucru extraordinar. Dublarea alocațiilor de stat pentru copii care provin din familiile sărace. Schimbarea în legislație în domeniul creșterii și îngrijirii copilului acum, care permite obținerea părinților să obțină și venituri suplimentare. Este un lucru nemaipomenit. Majorarea cu 30% a alocației de sprijin familial. Un lucru are deosebit. Majorarea venitului minim garantat. Creșterea salariului minim pe economie. Mulți nu credeau când guvernul Ponta a spus treaba asta că va crește. Iată că s-a făcut. Salariile personalului nedidactic au fost majorate cu 12% din luna august acestui an. Și nu în ultimul rând, a spune-o, majorarea pensiilor, care pentru prima dată în ultimii 25 de ani, inflația a devenit negativă. De exemplu, prețurile produselor alimentare au scăzut în luna iulie 2015 cu 7,25% față de 2014 și cu 1,7% față de luna precedentă. Da, spune încă una foarte importantă, codul fiscal, pe care ați văzut câtă tevatură s-a făcut pentru codul fiscal, inclusiv retrimiterea lui în Parlament. Vreau să vă spun că în momentul în care am lucrat la codul fiscal și s-a lucrat, noi PSD-ul am spus să reducem TVA-ul de la 24% la 20%. PNL-ul a spus nu, la 19%. Noi am fost de acord cu ei, hai să reducem la 19%. Am venit cu el, l-am redus la 19%. Ne-am trezit, revine din nou în Parlament codul fiscal și că să facem TVA-ul la 19%. Ei credeau că probabil noi nu am fi de acord cu anumite prevederi care au venit ei să le facem și ne prind cu asta. S-au gândit, măi, dacă PSD-ul face totul, noi ce vom mai face dacă venim la guvernare? Sunt foarte multe lucruri pe care nu le-a făcut PSD-ul. Este un lucru foarte important să vă anunț și domnul Ionuț Dragotescu și din respect față de dumneavoastră și față de cetățenii care astăzi se uită la noi. În programul USL în 2012, de exemplu, am avut 3 puncte sociale. Reîntregirea salariilor și a pensiilor, indexarea anuală a pensiilor și creșterea salariului minim pe economie la 1100 de lei. Și 3 puncte economice, reducerea CASE-ului cu 5 puncte procentuale, renunțarea la impozitul reinvestit și reducerea TVA-ului la 9%, de la 19% la alimente. Lucru pe care s-a făcut. Din obiectivele sociale, primele două au fost rezolvate, iar din cele economice, la fel, primele două rezolvate. Iată că mai avem un an de zile până când guvernul Ponta își duce mandatul la capăt în 2016 și putem ieși în fața populației să spunem că tot ceea ce s-a promis în campanie electorală s-a făcut. La nivel național sunt date importante, sunt parte dintre ele lucruri pe care vi le-ați asumat la nivel de politică. Asumat și rezolvate. Însă, la nivelul județului Hunedoara, aveți dreptate acest și... bolovan care e legat de picioarele dumneavoastră, ați permis continuarea unui mod de lucru, pentru că, sigur, complexul energetic ca și entitate funcționează de câțiva ani, însă aceste cutume ale sistemului energetic de 25 de ani vin. Au furat la fel de mult toți cei care de-a lungul timpului au condus această structură. Văd că procurorii încep să-și aplece atenția asupra celor care s-au întâmplat cel puțin în această zonă a extracției huilei. Ați permis și dumneavoastră din 2012 încoace salarii mari, o infrastructură umflată din punct de vedere politic. Practic, TESA la acest moment este la fel ca atunci când în sistem lucrau zeci de mii de oameni.
clienții clasici au rămas nederanjați, sugând de la această țâță numită Complexul Energetic Hunedoara. Practic, cehul este pe apa Sâmbetei cu un picior în insolvență și datorită unei lipse de reacții din punct de vedere politic a Partidului Social Democrat. N-aș putea spune și nici nu pot să spun că din cauza lipsei de reacții publice a Partidului Social Democrat. Vreau să vă spun că de fiecare dată am spus-o și dacă cei care au fost la conferința noastră județeană pe care am ținut-o la Hunedoara și mă bucur că am putut-o să o ținem și în alt municipiu. O să vorbim și despre acest lucru. De ce la Hunedoara? Inclusiv la conferința județeană, în materialul pe care l-am prezentat în fața a 487 de delegați la conferință, am spus foarte clar că niciodată nu voi accepta că acest complex se dispară. Și din mai multe motive. Dar cred că nu o să vă întrebe nimeni. O să dispară, pur și simplu. O să mă întrebe și am fost întrebat și susțin. În primul rând, o să o luăm sistematic. Cele două termocentrale, să ne luăm prima dată cu ele. Paroșeniu, care actualmente este modernizată 95%, este terminate lucrările de Paroșeniu modernizare. Paroșeniu și Mintia. Paroșeniu, care este modernizată 95% și este... Există aceste probleme, sigur, cu acel contract pe desulfurare exact, pe care le are statul român, pe care nu înțeleg de ce nu-l deblocați. Se deblochează, să plătească TVA-ul și se va debloca. Paroșeniu nu poate să dispară de pe harta județului și nici Mintia, din două motive spun eu. Siguranța sistemului energetic național, și l-am făcut și pe ministru să înțeleagă acest lucru, i-am spus și premierului și mă bucur că premierul a reacționat pozitiv, ba mai mult, fac o paranteză, în momentul când i-a spus premierului câți mineri mai lucrează în Valea Jiului și când i-a spus că aproximativ 7.000 la mine și mai pe lateral mai lucrează încă câteva mii de oameni la alte firme. În industriile conexe. S-a mirat când i-am spus că înainte de 89 erau peste 40.000 de locuri de muncă. Erau în jur de 50.000. Am zis peste 40.000, 48.000 și 700 și ceva. Și premierul automat le-a spus-o. Unde vreți, mă, să ajungeți? Vreți și acești 7.000 de oameni și familiile lor? Spus? Ministrului Gerea? Ministrului Gerea și Ministrului Finanțelor. Este mare lucru că au fost de față și ministrul și le-a spus. Și a spus clar, vă rog să luați măsuri să redreseze treaba. Iar Gerea a venit cu această inepție de a da cele două termocentrale consiliilor locale. Da, a venit și cu această inepție, așa cum spuneți dumneavoastră. Nici premierul, vreau să vă spun, premierul n-a fost de acord cu treaba asta și am discutat-o și cu Liviu Dragnea, chiar la conferința județeană, fiindcă la conferința județeană cei care au fost au putut vedea, că și acolo am spus-o foarte clar și apăsat, că nu voi fi niciodată de acord cu închiderea sau dispariția acestui complex energetic Hunedoara din motivele astea. Eu am înțeles că siguranța, nu sunteți de acord, dar tehnic puțin dispare, siguranța, că vedeți situația economică, e dezastroasă. Trebuie să înțeleagă guvernanța odată că siguranța sistemului energetic național nu este vorba de Hunedoara. Siguranța sistemului energetic național nu poate fi menținut fără producția de energie pe cărbune. Dacă, cum a fost secita din anul ăsta, hidro nu a produs suficient. Dacă nu bate vântul, eolienele nu se învârt, nu produc. Dacă nu este soare, nu se produce cele voltaie ce nu produc. Ferească Dumnezeu la Cernavodă, iară lipsa de apă, nu este răcirea suficientă, la fel nu produc. Și iată că cei care suplimentează și vin și mențin sistemul energetic în situația normală ar fi aceste societăți. Dar ar trebui să fie o centură de siguranță, o centură de siguranță. Sistemul energetic pentru acest lucru revin și încă al doilea punct pe care l-am punctat și am spus-o și premierului și ministrul Gerea, cu care am avut și acum câteva zile o întâlnire, nu se poate să nici măcar să gândim, n-am voie să gândim că cele două termocentrale ar putea să fie închise sau să treacă la primării, fiindcă una,
cum poate primăriile, cum pot primăriile când sunt sărace? Și trebuie să recunoaștem. Să susține un colos industrial atât de mare. Dar până oameni pregătiți. Sigur. Strategie energetică. Faptul în sine că termocentrala din Paroșene încălzește, produce și agentul termic pentru orașele din Valea Julii. Ce am face la iarnă să lăsăm orașele din Valea Julii fără căldură? Putem să ne dăm foc? Că altfel nu avem ce căuta în fața oamenilor. La fel, termocentrala de la Deva, care încălzește orașul Deva. Este ceva trist ce am constatat și vă spun pe post și poate aude și directorul de la Mintia, aude și noul director de la complex care va veni. La ora actuală avem 6.585 de apartamente branșate la agentul termic în Deva. Și poate vă miră faptul, domnul Ionuț, sau poate pe telespectatori, că pe director văd că nu-l miră faptul, dar o să-i miră, vă spun eu. La ora actuală avem 760 de cereri de rebranșare la agentul termic. De ce? Fiindcă agentul termic de la Mintea este la jumătate din preț față de gazul pe care se încălzește cu populația să se încălzească cu gaz. Și multe familii care nu-și permit să se mai încălzească cu gaz solicită rebranșarea. Vreau să vă spun că suntem în luna septembrie și n-au luat o măsură ca una măcar din cereri să fie rezolvată. Domnule ministru, dar pe ăștia nu i-am pus eu. Nici eu nu i-am pus. Cu siguranță, dar dumneavoastră v-ați dat acord. Dar i-am spus ministrului că dacă sfârșitul septembrie, maxim până în 10 octombrie, nu vor fi rezolvate cele 760 de cereri, eu voi cere demisia ministrului și, bun înțeles, a conducerii termocentralei Mintia. Dacă nu sunt capabil să facă acest lucru pentru cetățeni, trebuie să facă. Revenim la mine, în Valea Julii. Am spus-o foarte clar. Mineritul nu poate să dispară, fiindcă pe termen scurt și mediu este singura șansă de a mai avea câteva locuri de muncă și ale puține în Valea Julii. Nu se prefigurează altceva sau nu s-a găsit. Eu chiar am propus la nivel de județ să se facă o entitate aparte pentru Valea Julii, formată din administrația publică, Consiliul Județean, societatea civilă, să venim cu un program aparte pentru Valea Julii, să meargă cu el la guvern și la toate organismele posibile să ne zbatem pentru Valea Julii. Fiindcă Valea Julii, dacă nu căutăm soluții recente și cât mai repede, nu putem să o menținem așa. Dispariția locurilor de muncă în minerit, practic dispar circa 10.000-11.000 de locuri de muncă, a câte 2-3 membri în fiecare loc de muncă care țin acasă în familie, vă dați seama câți oameni ar mai rămâne fără venit. Sigur, impactul este devastator. Dar eu la asta, deci aici mă întreb, domnule Nistor, de ce ați tolerat această stare de fapt în complexul energetic Hunedoara, o entitate nouă care avea tocmai rolul de a fluidiza lucrurile. Directorii generali cu acele salarii, un director general câștigă de vreo 6 ori cât dumneavoastră, cât un parlamentar al României. Da, aveți aici... Salarii care ajung la 25.000, doar salariu, nu sporurile, pentru că înțeleg cu adausuri se ajungea chiar și la 40.000 de lei pe lună câteodată. Membrii Consiliului de Administrație au fost în 2014 luni, cred că octombrie, nu știu exact, în care membrii Consiliului de Administrație, un membru al Consiliului de Administrație a câștigat peste 300 de milioane de lei vechi. 30.000 de lei vechi. Ultima discuție pe care ori nu este aici... în regulă într-un complex energetic falimentar, acești oameni să câștige bani cu sacul. Aveți perfecte dreptate. Aveți perfecte dreptate, dar punctul nostru de vedere, și știți bine că și colegul meu din Valea Julii, Cristi Răzmelț, a ridicat această problemă, a scris în toată presa din Valea Julii, am intervenit inclusiv acolo la ultima discuție pe care am avut-o cu Consiliul de Administrație de la Complex, spus-o foarte clar. Eu ca parlamentar am 4.500 de lei, iar un director de la Complex are 25.000. Măcar dacă ar face performanță, sigur, dar repet, și atunci e insolvență. Nu se poate. Sau mai mult, un directorul general de la Complex să mai aibă încă 5 consilieri pe lângă el. Și am întrebat foarte clar ministrul, domnule, ce fac acești 5 consilieri? Au venit cu un aport în plus ceva pentru dezvoltarea complexului, pentru dezvoltarea minieritului? Au venit cu soluții care să îmbunătățească activitatea? Azi mi s-a dat de numeri. Eu sper să înțeleagă, acum după se pare că
S-a făcut o selecție pentru un nou manager în Valea Jiului. Sper să înțeleagă cel care vine și de data asta vreau să-i asigur pe cetățenii din Valea Jiului și să asigur sindicatele, mai ales, care întotdeauna mă acuzau că politizăm noi conducerea. De data aceasta... E politizată și acum. De data aceasta, se pare că cel care a câștigat competiția din cei trei care au fost în competințe să fie numit director general, nu mai este politic. Se pare că este un om care dorește să facă ceva. Este susținut de ALDE, înțeleg. Nu știu dacă este susținut de ALDE. A fost o comisie care a analizat proiectele cu care s-au prezentat în fața comisiilor și eu cred că... Eu cred că va face treabă. Să admitem, domnul Ionuț, să admitem că poate este susținut și de ALDE. Să zicem. Cu siguranță. Bun, să admitem și asta. Dar dacă va face treabă, indiferent de unde și este mulțumit... Dacă nu va face treabă, cum s-a întâmplat și până sper, acum, oamenii rămân cu... buza umflată, acești băieți deștepți își încasează salarii astronomice, rezolvă problemele. Eu cred că odată cu numirea directorului general. Cred că va înțelege și ultima mea discuție pe care am avut-o și cu conducerea ministerului și cu conducerea Consiliului de Administrație a complexului și cu AGA și le-am spus foarte clar că aceste salarii, n-aș vrea să folosesc alte cuvinte, cum spuneau unii, salarii nesimțite sau pensii nesimțite. Dar nesimțite. Aceste salarii să fie corelate sau cel puțin, domnule, să fie corelate cu realizările pe care le faci. Indiscutabil. Presupunem că e de 25.000 de lei salarul, da? Dar tu mi-ai realizat producție 60%, iei 60% din salarul. Și atunci cred că se va schimba. Nu el, fie orice director, fie consilier, fie șef de servicii, fie luăm salarii, da, indiferent că se realizează sau nu se realizează, ei și-au salariile. Știți ce este interesant? Că vorbiți de parcă ați fi în opoziție. Nu, vorbesc că, ca și cum ați fi la putere. Aceste lucruri, dumneavoastră sunteți la putere din 2012 încoace. Aceste lucruri nu puteau fi frânate, nu puteau fi stopate. Vreau să vă spun un lucru. Adică acești directori general, toți care au fost în fruntea complexului energetic. Poate vă surprinde, dar vreau să vă spun și să știe și cetățenii din Valea Jiului și cetățenii din Deva, nu este un atribut al nostru a parlamentarilor. În situația în care eu m-aș duce... Păi nu, dar toată lumea știe că din punct de vedere politic se fac aceste numiri. Domnule Ionuț, în situația în care eu m-aș duce și aș interveni la director să taie salariile astea, să fac șofa public, știți că sunt pasibil de a fi... Merita să vă asumați. Merita... Da, merită. Știți că anii... imediat vine și... Da, știu cu toții cum e lucrurile, adică sunt oameni susținuți de Partidul Social Democrat. Da, eu știu un lucru. Vine DNA-ul și spune că e trafic de influență. Dar atunci când sunt numiți politic acești oameni, nu e trafic de influență? Nu i-a numit politic, deci încă o dată repet. Dacă a cerut susținerea partidului, probabil nu susține. Dacă a cerut părerea partidului despre unul că e bun sau nu este bun și ne-am dat-o că da sau nu, este cu totul altceva. Dar n-am susținut politic pe un om și aici ministrul trebuia să înțeleagă următorul lucru și directorul general. Ministrul Gerea, spun eu și nu doar eu, oameni care se pricep la minerit, ministrul Gerea, într-o strânsă competiție cu Ariton, candidează pentru titlul de cel mai slab ministru care a condus acest domeniu în ultimii ani. O spun, repet, oameni care se pricep în sistemul energetic. Dumneavoastră, sigur, aveți dreptul. Eu nu sunt în măsură să apreciez activitatea lui Gerea. Ba da, că vedem ce se întâmplă. Activitatea lui Gerea este în măsură să o aprecieze premierul. L-am informat pe noi nu avem voie. Păi Gerea e plătit din bani publici. Vedem că acest complex energetic Hunedoara e pe apa sâmbetei. Eu sper că Gerea a înțeles. Sper, în ultimul moment încă mai sper, că Gerea a înțeles că trebuie să schimbe poziția.
Și după ultima discuție pe care am avut-o cu Gerea, cred că își va schimba radical poziția față de complexul energetic Hunedoara. Nu se poate, indiferent că ALDE, să nu ce ziceți dumneavoastră, susțin, se pună oameni competenți. ALDE e o formațiune politică, pentru cei care nu știu, că sună ca nume de trupă, de muzică dance. ALDE este o formațiune politică. Domnule Nistor, ne întoarcem în județul Hunedoara. Vreau să clarificăm câteva lucruri, ținând cont că timpul este limitat. Ați avut sau nu un angajament cu fosta securitate? Eram convins că o să-mi puneți această întrebare și regret din suflet că nu mi-am adus cu hârtiile, dar le-am mai prezentat pe televiziune. Și văd că unii colegi din presa scrisă nu înțeleg sau nu citesc. Acum două săptămâni am prezentat pe televiziunea de aici de la Deva, pe Antena 1, și nu eu am prezentat, am dat moderatorului să citească cele două adrese de la CNSAS. Odată am fost verificat în 2009, la sugestia unor doi colegi de mie de partid, mi-am făcut o reclamație. Și a venit, spre surprinderea lor, a venit, de fapt pentru mine nu era surprindere, știam că nu am făcut acest lucru, a venit că nu sunt niciun act din care se reiese că am fost colaborator sau informator al securității. Punct și virgulă. Au trecut ani. În 2014, să nu greșesc, da, cred că în 2014, îmi trimite CNSAS-ul din nou o hârtie acasă și că voi fi verificat. Nici nu m-a interesat. Știm că am fost verificat odată și dacă am ceva de scris să le trimite, nu m-a interesat, pot să mă verifice. Și primesc după vreo două luni și ceva acasă din nou hârtie și de data aceasta foarte importantă. Că în 1970 aș fi fost reclutat de către securitate ca și informator, zic ei, iar în 1971 am fost dat afară pentru că nu aveam abilitățile necesare unui informator de securitate. Dar dumneavoastră țineți minte când m-au reclutat? Niciodată nu m-a reclutat. Deci chiar niciodată. Păi și atunci dar, de fapt, și ei spun. În hârtie, îmi pare rău că n-am adus să spun, nu a avut niciodată niciun angajament scris cu securitatea și nu s-a găsit și nu se găsește la dosar nici măcar o scrisoare că ar făcut odată o informație. Și ca atare vine și concluzia finală, nu a fost informator a securității. Baza, cred că ce mă gândesc eu că ar fi posibil, eu am lucrat prima dată și nu mi-este rușine să recunosc că chiar dacă o colegă de-a mea spunea că mi-e rușine că am fost tractorist și meseria de tractorist este onorabilă. N-am fost niciodată tractorist, am avut o meserie extraordinar de frumoasă prima dată, mecanic, turbine, coaburi. Deci, iată că sunt și în domeniu, după care, sigur, că am continuat și eu școlile. Problema că în 1969, la terminarea școlii profesionale, am fost repartizat, pentru prima dată s-a pus în funcțiune barajul de la Mintia. Și cum barajul de la Mintia era considerat ca un element de interes național și de strategie națională, probabil securitatea de pe vremea aceea, toți cei care am lucrat, că eram 7 oameni care lucram la baraj, ne-a luat pe toți în evidența lor. Dar fără să vă spună, fără nu a semnat un angajament. Repet, fără să vină odată. N-ați scris despre nimeni. Fără să vină cineva să mă întrebe odată. De fapt, scriu ei în scrisoarea pe care mi-au trimis-o în 2015. Că nu erați competent. Nu. Scriu ei, pentru aia am o dat afară. Zice că n-am calitățile și abilitățile necesare unei asemenea funcții, informator sau colaborator. Dar tot ei vin și spun în aceeași scrisoare și regret că îmi pare rău că odată vin la Petroșani să vă aduc să o vedeți și dumneavoastră, că nu am semnat niciun angajament cu securitatea, că nu am dat nicio informație, o singură informație,
Și că mi-au dat ei un nume conspirativ acolo pe care chiar, cine știe, nici nu am auzit de el în viața mea sau să mă fi întrebat careva. Dar am curajul să-l privesc pe oricare în ochi și chiar telespectatorii să-i privesc în ochi, că nu a fost așa ceva. Faptul clar că reiese din cele două hârtii trimise de securitate. Dar că ei probabil ne-au fi luat în evidență pe toți cei șapte care au rămas, oamenii ăștia sunt a noi și putem să-i întrebăm dacă cineva vrea să spargă barajul, vrea să detoneze barajul, vrea să-i facă ceva. Este cu totul altceva. Deci atât pot spune. Lucruri pe care încă o dată le-am adus și la antena, dar au de gând, au de grijă colegii din opoziție, parlamentari din opoziție, care, mai ales de la PNL, se scrie în continuu, iar vă spun că pe mine aceste se lucruri... Se scrie? Da, da, se dea, ei scriu, dau, ei dau cu mâna lor, scrie la câte unul din presă, ia de asta despre Nistor. Ia de asta despre Nistor. Apropo, la da despre Nistor, sunt multe ziare care... Ziariștii cred că au îndeajuns de multă maturitate să scrie și singur, nu trebuie să le dea... Unii, din păcate, aveți dreptate. Politicienii teme. Da, din păcate, unii au suficientă gândire și nu am spus la început. Dacă v-ar lua mulți exemplu, dumneavoastră ar fi foarte bine. Și din televiziune și din presă. Dar sunt unii care vor să șantajeze. Eu nu sunt un om de șantaj, de șantajat. Nu mă pot șantaja cu nimic. Am fost dat pe posturile de televiziune că am firme private și lucrez cu statul. Recunosc că am două firme private, sunt date în declarația de avere, lucrez cu firma de producere a cimentului cu Heidelberg, firmă germană, care nu are nimic comun cu statul. În viața mea, firmele mele n-au lucrat de un leu cu statul român, timp în care a altora care dau la presă să scrie despre Nistor, lucrează bine cu statul român. Și pot, da, date câte se vreau. Dar unii ziariști le place să scrie treaba asta, că lucrăm cu statul, că în fine, le place să scrie multe treabă, dar nu-i bagă în seamă. Se întâmplă să lucrați corect cu statul, nu cred că este nicio problemă. Până la urmă, în România, nu toți cei care lucrează cu statul o fac încălcând legea și încălcând principiile de piață. Presa este liberă în România și am văzut demonstrat că poate să scrie că la un moment dat se dovedește că lumea nu-i mai bagă în seamă, că scriu numai prostii sau dezinformează, aia e treaba lor, nu-i treaba mea.